profesor a făcut o descoperire surprinzătoare privind importanța unei băuturi pentru activarea și îmbunătățirea funcționării creierului în fiecare dimineață. Un profesor a subliniat faptul că după o noapte de odihnă, creierul necesită la rândul său un stimulent pentru a-și începe activitatea într-un mod eficient și productiv. Acesta a explicat că prima băutură pe care ar trebui să o consumăm dimineața, imediat după ce ne trezim, este apa. Argumentând că apa este un dar prețios oferit de Dumnezeu, profesorul a evidențiat faptul că aceasta contribuie la menținerea sănătății și bunei funcționări a creierului. Specialistul a recomandat consumul de apă plată pe stomacul gol înainte de orice alt lichid sau aliment. A adăugat faptul că apa ar trebui să fie la temperatura camerei și fără adăugarea de gheață sau alte ingrediente. O sugestie opțională a profesorului a fost de a adăuga puțină lămâie în apa băută dimineața. Acesta a mai subliniat faptul că acest obicei are multiple beneficii pentru sănătatea creierului și a întregului organism. Apa consumată dimineața pe stomacul gol penetrează corpul, hidratează Suturile și ajută la eliminarea toxinelor acumulate în timpul nopții de repaus. De asemenea, acest ritual matinal de hidratare are rolul de a activa organismul și de a-l pregăti pentru o zi productivă. Pe lângă importanța consumului de apă dimineața, profesorul a menționat că exercițiile fizice și o igienă matinală corespunzătoare sunt la fel de esențiale în menținerea sănătății generale și a funcționării creierului. După aceste etape, profesorul a sugerat savurarea unui mic dejun plăcut și relaxant, eventual acompaniat de muzică de fond. Abia după aceste activități pregătitoare, băutura tradițională a dimineții, o cafea, poate fi savurată în continuare. Descoperirea făcută de profesorul Vlad Ciura aduce o perspectivă nouă asupra rutinei de dimineață și evidențiază importanța prioritizării sănătății creierului înaintea altor activități. Acest fapt valoros oferit de profesor poate ajuta oamenii să-și optimizeze funcționarea cerebrală și să aibă o zi mai productivă și mai plină de energie, relatează mesajul.ro.